A strigat degeaba, pentru că PSD-ul e clar de treaba că va vota cu Blaga conform declarației singurului primar PSD ales din primul tur. Ați văzut? E foarte important de spus. Probabil omul este responsabil, a stat și el la primărie niște ani, a văzut ce înseamnă administrație și îți dă seama că primăria Bucureștiului pe mâna al Sorin Oprescu înseamnă ultimul mandat sigur pentru domnul Obțanu, pentru că tot Bucureștiul va fi o varză și vor trage cunoasele inclusiv primarii de sector. Este domnul. O părere domnul după Borean, ce am văzut dezbaterile din primele tururi. Noi nu facem campanie electorală astăzi la niciunul dintre cei rămași în cursa electorală. Dumneavoastră, eu îmi permit să fac și probabil noi cei de aici. Păi eu nici dumneavoastră, pentru că nu s-a închis povestea și nu s-a lansat campania. Atenție mare, domnul Băurean. Susținem, nu l-am spus cădeți, votați, am spus că e bun. Nu vreau dumneavoastră să cădeți în aceeași greșeală în care a căzut premierul Tăriceanu, care s-a ocupat de alegeri. Dânsul a semnat hotărârea de guvern cu alegerile, cum se întâmplă, ce se întâmplă. Dânsul știa că nu are voie, pentru că dânsul a hotărât să meargă cu cartea de alegător și dânsul a încălcat legea. De data asta nu a fost o campanie, un vot electoral. Atenție mare, România, mai ales pe la țară, a fost un vot imobiliar. Am văzut cu ochii mei la televiziune și în presă o grămadă de fraude. Am văzut în cabinele de vot 4-6 picioare. Dacă ministrul justiției și primul ministru nu iau atitudine și nu o să vedem niște unii băgați la pușcărie care au luat și alții care au dat, eu nu mai cred în democrație în România. Și pe această cale aștept ca instituțiile statului plătite din banii noștri să-și facă datoria. Vă promit solemn și dumneavoastră și telespectatorilor că în 2 săptămâni depun plângere la comunitatea europeană. Noi am văzut că s-au făcut fraude, vreau toți cei care au făcut fraude electorale să plătească. Domnul Prigoană, știți că există, a fost un departament juridic la Ministerul Învățământului. Eu vă propun ca de problemele juridice ale dării judecate la Comisia Europeană să se ocupe doamna Blaga, care a ocupat funcția de șef de juridic fiind inginer. Știați? Doamna Tatoiu, ce legătură are cu prefectura? La primăria, mă scuzați? Domnul Băureanu, vă rog eu frumos să transmiteți un mesaj partidului dumneavoastră. Doamna Nicolae, vă rog să transmiteți un mesaj partidului dumneavoastră. Sunteți la guvernare. Eu l-am transmis, domnul Prigoană. Și încă o dată să transmiteți un mesaj, că de data asta chiar că nu glumesc. Sunt 4 candidați care au candidat în campanie electorală, care au procese cu mine ca cetățean, pentru că au mințit și vor trebui să facă dovada minciunilor lor și toți cei care au fost plătiți din bani public ca șefi de secții de vot și n-au respectat legea, personal am să-i dau în judecată. Și la Ștefănești și așa mai departe. Domnul Prigoană, păi lista e uriașă. Ce n-are faceți? Importanță, am să mă ocup de listă. Deci dacă rămâne instituțiile statului... Doamna, nu e adevărat. Dacă instituțiile statului nu-și fac treaba, în avocatură. Doamna Nicolae, vă rog frumos să luați atitudine împotriva guvernului României și nu uitați că din bani public s-au risipit o grămadă de bani pe actualele alegeri și CNN-ul a transmis imagini preluate de la Realitatea TV că au fost fraudate alegerile. Vreau să se facă justiție. La Ștefănești așa arăta. Aveți dreptate. O, domnul. Aveți perfectă dreptate la Ștefănești. Dar eu mai am o întrebare. Am nevoie de dreptate, doamnă, am nevoie de justiție. Lăsați că până atunci trebuie să facem niște blaturi. Au fost chemați la DNA o grămadă de oameni care nu li s-a demonstrat nimic niciodată. Nu o să li se demonstreze nimic probe, niciodată. Doamnă, există probe clare că s-au fraudat alegeri izolat. Și nu există, să... domnul Prigoană, vă contrazic, nu există probe. Există niște indicii într-un singur caz, ăla care a fost mediatizat la Ștefănești. Astăzi s-a luat, nu e adevărat, s-a luat o declarație cu... spuneți dumneavoastră, doamnă. Spuneți dumneavoastră. Păi n-are microfon. S-a luat o declarație la o tânără care a votat de 15 ori la Galați. Rușine, rușine.